Este momentul pentru mișcare. Letiția este gata, pregătită să facem câteva exerciții astăzi și Letiția propune tot cu stepperul și mi se pare extraordinar. E mult mai activ decât restul. Așa să este. Fie ceva mai bravo. Exploziv. Haideți împreună cu noi câteva mișcări care ne vor ajuta în procesul de încălzire. Nu? Exact. Încălzim bine picioarele. În același timp să nu uităm de respirație. În momentul în care respiri, îți oxigenezi musculatura și ea poate să ducă mai mult eforturi. Vei avea parte de mai puțină febră musculară. Să sperăm. Da. Încercă să faci acum împreună cu mine și Letiția, chiar fiind în fața televizorului, iar apoi să faci mai mult de atât, iar dacă ești în natură, nu uita să te protejezi împotriva razelor UV. Există factori de protecție care te ajută ca pielea ta să fie una sănătoasă. Următorul exercițiu, Leti? Trecem în fața stepperului. Wow! Așa. Piciorul puțin mai în față de sprijin, unul îl fixăm în mijloc, sus. Exact. De data asta o să coborăm într-o fandare în față, piciorul puțin în diagonală ca să avem mai mult echilibru. Încordăm bine abdomenul, plecăm cu bazinul înapoi și încercăm să nu depășim vârful piciorului cu genunchiul. Ați văzut ce înseamnă să ți se explice foarte bine? Așa, să faceți și mergând la sală. Hai să vedem, coborăm pentru ușor. Că este foarte important ca mișcarea să o faceți în postura corectă. Dacă nu, nu lucrează acea grupă de mușchi pe care voi vă doriți. Super! Încercăm să avem o coborâre controlată, o ridicare mai explozivă. Coborăm ușor și sus. Hai! Cu siguranță simțiți fesierul cum lucrează. Și de o parte și de cealaltă, nu? Exact! Și acum pe celălalt picior. Eu sper să vă determin să faceți mai mult de atât cât fac eu cu Letiția în fața televizorului, pentru că, gata? Pornim? Haide! Pentru că doar făcând mișcarea constant, fiind consecvenți în ceea ce faceți, puteți aduceți valoarea aia pe care voi vi-o doriți, fie că e vorba de a slăbi, fie că e vorba de a menține, fie că e vorba doar să vă simțiți bine. Super! Îți mulțumesc tare mult, Leti, că ai fost și astăzi alături de noi. De cel mai mare și pe drag. Voi vă îmbrățișez și urmăriți în continuare emisiunea.